Anual, în data de 4 februarie, este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului. Peste 8 milioane de oameni în întreaga lume mor în fiecare an din cauza acestei maladii. Drochienii însă susțin că nu cunosc foarte multe despre aceasta. N-a fost așa ca să mă confrunt cu această boală, însă de la televiziune, de la lumea care ne înconjoară, de la rudii care au fost bolnavi, cât și ceva, da, cunoaștem. Preo simț, trebuie deodată să ne lăsăm la doctor când vedem ceva ne doare, sau aici, sau... Adică trebuie să ne, după fiecare simptom care noi îl simțăm în organism, trebuie să ne adresăm la medicul de familie. Metastază, dacă ei mai din timp, se poate de lecuit în vremea noastră. Înainte nu se putea, dar amu se poate de lecuit, amu știința a înaintat. Lumea se îmbolnăjește de, nu, de respect cum, alimentarea cum trebuie, mănâncă de gras, un alt, trebuie de mâncat mult fructe, legume. Și trebuie adresat la medic, măcar o dată an. Este periculoasă, numai dacă să fie cum tratată la timp, nu e periculoasă, dacă să fie într-o stadie mai de pildă a patra stadie, omul de-am pus nu-și revină. La etapa actuală, în raionul Drochia este atestată o creștere a numărului îmbolnăvirilor de această boală față de anul trecut. În genere, în Republica Moldova se depistează anual la nivelul de 9.000 de noi bolnavi cu maladii cancerogene. În raionul Drochia, această maladie tot face ravaje în păturile atât sociale, dar genere în populație. Și se depistează aproximativ în mediu, chiar după datele statistici din ultimii 5-7 ani, în genere de la 230 până la 280 de cazuri, de noi cazuri în fiecare an, de bolnavi cu maladii oncologice. Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului vine să unească întreaga lume în lupta contra acestei maladii prin creșterea gradului de conștientizare, educarea populației și lupta pentru schimbare. De la începutul anului curent, în raionul Drochia au fost depistate peste 20 de cazuri de cancer.